Nu, fă tu de introducerea episodului ăsta, te rog. Top. Care-i... problema... Stai puțin că trebuie să vorbesc pe... Ah, deja vorbesc. Am rămas fără voce până ieri pe la prânz iși. Și așa e... Așa se aude vocea unui om când e pe metereze. E metereze. Pe metereze. Ce bărbat folosește cuvântul metereze, mă? Bărbații care folosesc metereze. Și unde ai pierdut vocea asta? Ai idee cam pe unde ai fi pierdut-o, așa? Vineri noapte. Vineri noapte. M-am uitat după ea. Și nu? Nu. Să dăm dracu un anunț pe OLX, căutăm voce. Ia ăstuia, dacă găsiți vreo voce, ăstuia. Și cum ai pierdut-o, ea? Din prostie. Simțeam că o să o pierd, cumva. Din greșeală? A fost o greșeală? Cu o noapte în urmă. Tot așa fusesem la un party, bla, 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 bla. Vocea mea începea să scârție. Știi că de obicei eu spun că necapacitate de sinteză, dar acum te rog, dezvoltă cu te rog. Da. Fii tu. Și începusem ok. Așa. Până când muzica începuse să fie din ce în ce mai tare. Da. Eu vorbeam și bineînțeles că trebuia să beau și ceva rece. Mm-hmm. Eu nu pot să trăiesc fără ceva rece. Corect, până ajungi rece de tot, da, bun. E călăie. Și da, începeam să fiu cât mai... Efectiv, mai amărât, pentru că nici nu puteam să vorbesc bine. Mai aveam și glume și nu puteam să le dau. Trebuie să nu încarnețel, da, cu tine, un vocabular. Și că, gândește-te, adică imaginează-mă stând pe scaun, lumea încercând să vorbească cu mine și eu... și încercând să ies din unele discuții cu... Și cam așa am fost. Da, a meritat să-ți pierzi vocea? Nu, n-a meritat deloc. E oribil. Deci când m-am trezit ieri, bă, m-am panicat așa puțin, știi? Eu nu mai ales că eu când la operă. Opera lirică. Poate mergea. Așa. Adică n-aveai deloc, nu puteai să vorbești deloc? Da, nu. Halul ăla aia a fost. Ceva de genul ăsta. Și oamenii când te-au văzut pentru prima oară, ăia care te-au văzut în primul tău stadiu, primele tale secunde de... Am încercat să evit, am încercat, știi, adică... Balabaie. Și mă rog, am avut puțină treabă care nu a necesitat neapărat vocea mea, cât să mă uit la niște chestii. Și am evitat discuțiile până pe la 3, așa. Și de la 3 a început să... Știi? Și asta e. Bă, dacă stau să mă gândesc, noi ieri nu am vorbit deloc, nici măcar pe chat. Aia, am pierdut fugerul ăla. Da, l-am pierdut. Mamă. Da. Și asta e... Asta e... Știi ce mi s-ar părea amuzant? Tu să fii acum președintele țării, în situația în care e țara acum, în care ar fi nevoie să ieși în fața poporului de 2 ori pe zi și să dai declarații, să liniștești poporul. Vă forțează cineva? Nu mă, cred că aș avea un purtător de cuvânt. Ar trebui să-mi iau un purtător de cuvânt pentru chestii de genul ăsta. Bă, în situații de genul ăsta trebuie să ieși tu. Omul n-are nevoie să asculte de purtător de cuvânt al președinței. Pe președinte direct. Da, eu aș putea să stau prin spate. Tu ca președinte, nu? Doamne, handicapat ești. Dar vezi, până nu pierzi vocea, aplică pentru un loc de parcare pentru persoane cu dizabilități. Că e păcat. Că tu chiar poți să iei. Și după aia, dacă l obțin, tac din gură. Taci din gură. Mormânt. Bă, atâta bătrânețe aveți în Craiovița asta. Mai du-te, dracu, de handicapat în căset. Atâta bătrânețe. Deci n-am, odată. Bine, acum, Ana, că mă urcai în taxi din 1 mai. Bătrân la volan. Eu nu mai bătrân văzuia azi. E duminică azi când tragem noi. Pentru că, bă, și să explic după aia de ce. N-ai de ce. Ba da. N-ai. Ba da. Nicio scuză. Mamă. Așa. Și chestia care declanșă toată faza asta e că ajunsea acolo unde e regia de apă, pe Brestii, da. La semafor. Uh-huh. Și Eu s-ai prins. Aveam 2 Loganuri în față. 2 Logane. O Dacia, 2 Logane în față. Sau Loganuri, cred că e. O Dacia 1310 în dreapta și eu în alt Logan. Așa mă luau un val de... Atât? Atât? Și ăla din Dacia 1310, bă, tu știi, transpira efectiv. Și îmi imaginez că era o culoare puțin mai neîntâlnită pentru Dacia. Era un fel de gri metalizat. Acum era un grimat. Dar el a fost un gri... Cineva s-a mândrit cu mașina aia. Da, probabil fix proprietarul care transpira și șura viața. Știi? Da. Și iar o altă dovadă de maximă sărăcie în taxiul în care mă aflam e că n-avea casetofon. Avea gaură? Avea gaură. Bă, gaură. Iar cred că era mașina personală, tot așa, nu... Și cum trecui de asta, intrai în Craiovița. Trecui de bila și alea, știi? Mă aflu deja în Craiovița, așa. Văzui numai bătrâni pe stradă. Bătrâni care se plimbau fără niciun scop, știi? Adică fără niciun scop. Probabil se duceau la supermarket cu plase de catena, știi? Adică eu înțeleg ideea că, bă, să refolosește o plasă de catena, da. Da, ca să, nu știu, să salvezi mediul, bă, dar mai dă-l în pula mea de mediu. Adică e vina supermarketurilor că nu-ți dau pungi de hârtie, știi? Și asta zic. Să-ți explic de ce sunt bătrân pe stradă, bă, handicapatule. Ia zi, bă. Că e duminică și oamenii se duc la biserică. Bă, handicapatule. De ce nu-s tineri pe stradă? Că într-o vineri sau o sâmbătă seara au fost în aceleași locuri ca tine unde să pierd voci. Bă, handicapatule. Tinerii dorm. Bătrânii merg să se roage. Bă, handicapatule. Nu e sărăcie. Cu sărăcia veni și tu din 1 mai. Cum spusești că te urcași într-un Logan fără casetofon din 1 mai. Bă, tu de acolo porniși. Bă, omul sfințește locul. Dacă tu veni și aici, tu așa îl sfințiși. Bă, handicapatule. Și avea și un magnet cu un Kalashnikov pe bord. Bă, handicapatul, mi-au săși teroriști aici. Că fucați de dimineață. De dimineață, în duminica asta, cum intră unul cu taxiul în Rusia, în oameni. Dacă erai tu în taxiul ăla și nu Rusia, ci în Craioviță. Bă, handicapatule, tu vii să-mi distrugi cartelul. Ăsta e cartelul meu. Și mie nu ajută iar că... trec pe lângă Olimpiada de table care se organizează. Păi duminica e zi de joc. Avem campionatul mondial cu Maluma și etc. Și avem campionatul de table cu Mățu Stoian și Nicolina. Știi să joci table? Știu pe dracu. Știi să joci șah? Da. Da, prost. Știi să joci șeptică ăștia. Adică la modul că nu-i bas pe ăștia. Ăștia sunt campion mondial. Sunt remi, știi să joci? Mi-au bătaie de la ăștia. Și la propriu și la figură. Te băteau cu... Îți dau cu fiecare piesă în cap. Gata, bă, fii atent. Deci Craiova. Pe mine remiul mă pierde de la jucăm pe etalate. Bă, nici eu nu știu cu etalate. Adică să ne etalăm ce? Da. Da. Da, deci problema e la tine, e clar. Nu, o să vezi când, dacă o să vii, eu știu, pe la orele amiezei, o să vezi, sau seara, vino seara, mă. A venit și seara. În weekend. În weekend, da. Să vezi ce e în cartere. Să vezi ce e în cartere. Și oricum, bă, nu numai, nu e ca și cum. Nu știu, deci eu nu înțeleg de ce tu consideri că unul mai e... Eu de fiecare dată și pe cuvântul meu, că mă aduceam în târg, acolo unde vin oamenii normal să-și vândă lucruri, în târg acolo, nu pot să trec pe lângă zona aia unde e și Carrefour-ul fără să mă oprească cineva să-mi propună o vânzare de parfumuri. Bă, niciodată, cred că... Sau nu că niciodată. 2 din 3 dăți mi se propune să cumpăr un parfum la un preț excelent. Original, băiatul. Nu știu dacă așa se numește parfumul. Iartă-ne că ne pasă. Nu, iartă, e vina noastră. Sau Piccolo, pe unde se vând, pe unde sunt magazinașele pe lângă medicină, tot timpul să... Dă-ți-și mie 1 leu. Mai știi cum s-a luat aia de noi acolo la maestro cu... Dă, bă, 1 leu. Dar cu agresiv așa și-a pus și mâna pe mine, mai știi? Da. Cam așa sunt acolo. Te-a agresat puțin. Am vrut să mă zăvălesc puțin pe jos, dar era femeie cea care ne-a agresat, că dacă era bărbat mă... Să faci un Ronaldo. Da. Mamă, ce curg banii. Da. Aia. Asta este hack-ul Craioviței. Cum ar fi să existe o altă platformă socială care să se numească Backbook și în listă să ai dușmani, că dușmanii te vorbesc pe la spate. Înțelegi? Mai e ceva acolo. Înțelegi ce ai făcut aici. Și acolo să fie tot negativismul, să dai. Acolo să introduci dislike-ul. Acolo să introduci emoticoane de genul mori, mă. Adică lasă să, că nu e chiar așa. Adică să fie iar un Facebook fără restricțiile alea, știi, de... Știi? Gen să poți să apelezi la ură rasială, la... Da. Știi? Da. Chestii de genul ăsta. Să arunci totul online acolo, dar să fie deci cum acceptat. Era Facebook-ul la început. Da. Dar să se numească Backbook. Țin foarte mult la treaba asta. Și acolo când îți faci cont ar fi specificat de ce Backbook, pentru că dușmanii te vorbesc pe la spate și în listă n-ai prieteni, n-ai dușmani. Sau, dacă vrei dar să personalizezi, falși prieteni. Dar cred că ai avea, că nimeni nu ți-ar accepta cererea. Păi nu, că acolo să merge pe respingere. Cine îți respinge cererea, de fapt, e pe lista ta. Cine te ignoră, de fapt, e în spatele tău și te vorbește de rău. Deci, automat, când îți iei un nu de pe Facebook, acolo. Se creează contul automat, mă. Și de aici se leagă cu sloganul nu înseamnă poate. Bravo. Bravo. Frumos. Și acolo cred că ar fi o mândrie. La modul din nou, uite, ai vedea lucrul altfel. M-a respins aici? Da, dar m-a acceptat acolo. Și dacă începeți să vă înțelegeți oarecum bine sau ceva de genul, îți iei report. Îți iei report. Îți iei report. N-ai voie să te înțelegi bine acolo. Da. Tu acolo când intri pe înjurătură, pe nenoroceală. Tu dacă noi am fi dușmani și ar fi acolo, ar trebui să ne înjurăm și să ne scuipăm cu spit. Acolo n-ai avea... Ui, vai avea spit. Știi? La în chat. Scuip. Scuipă-l pe Alin. Eu cred că ar fi drăguț. Și lumea s-ar simți extraordinar de golită de ură acolo. Și salivă. Și salivă, da. Când ai ceva nașpa, intri pe Backbook, îți iei și aplicație de mobil, nu-i problemă, și te descarci acolo. După aia e totul... și să fie și al dracu, știi că pe descărcare și de asta, dacă tot primești feedback negativ, notificările să dureze cât să-ți consume bateria de la telefon. Să fie cu virus, așa. Da. Și orice link către orice să fie și cu virus. Da, da. Orice. Ca să vezi un mesaj, știi, trebuie să fie de fapt un link virusat. Văzim o chestie de asta ca o paranteză pe net, un meme, ceva de genul ăsta. Îi trimisese unuia o poză cu niște țâțe așa și la modul cât să fii curios să dai click undeva, știi? Doar că nu-i dăduse link-ul și era just give me the virus link. Da, cam așa ar fi și pe Backbook. Da, mergem. Merge. Da. Eu aș fi foarte mândru. Bă, când crezi că ajungem pe Marte? Marte. Repet întrebarea, Aline, pentru că n-a auzit nici dracu. Când crezi că ajungem pe Marte? În 30 de secunde, conform lui Gerleto. În 2028. Deci ajungem, punem... Da. Crezi că o să mai avem, nu știu, un citat de ăsta? Precum cel cum a fost ăla, primul, un pas mic pentru om, un pas mare pentru omenire? Da, cred că va fi un... Să-mi ba pula, ce caut eu aici? Nu cred că mă mai întorc. Cu voi a fost... Luigi... Când aterizezi, când pui piciorul, să vezi și roboțelul ăla de la trimis, efectiv, fără baterie, fără... Da. Să fie cu roțile așa în... Nu, că de pe pământ era ușor. Du-l pe munte, ia-l de pe munte. Și din citatul pe care l-am spus eu mai devreme, să nu se mai audă Giu din Luigi Cuvea, a fost lui... Adu. We lost transmission with Luigi. Asta mă gândesc că acum cine o să fie trimis pe Marte o să aibă și excezezel. Cred că o să-și pregătească niște chestii să le zică, știi, în transmisia live. Mamă, chiar ar fi. Nu o să fie nimic pe nimic improvizat acolo, știi? Sau să facă niște glume de alea? Cred că trimit un actor direct, mă, știi? Nici nu mai ar trimit astronaut, trimit actor direct. Dar oare în momente de alea, știi, în care toată lumea, că îți dai seama, o să fie transmis, cred că și în Coreea de Nord, că am văzut că s-au înțeles acum. Da, frumos. Îți permiți să faci glume și chestii de genul ăsta? Da, că știi că nu are ce să mai sunt. Adică când aterizezi acolo, pa, trebuia să facem la dreapta. Guys, I think we're on Pluto! Cred că va fi necenzurat. Eu cred că se va strecura un jurător, așa cum am spus mai devreme. Pentru că de pe lună te mai întorci. Dar de pe martie, din ce am înțeles, o să fie primul echipaj, o să fie one way. Adică nu se mai întorc oamenii. Până se dezvolte și tehnologie și așa să se și... Păi să trimiți și oameni fertili atunci. Fertil, da. Să știi. Mă, și-aș râde ca în spațiu după 6 luni să devii infertil. We have a little situation. Eu nu știu. Tu aveam o curaj să te duci one way to Marte? Nimeni nu cred că vrea să se ducă one way. Ba, da. În ce? În ideea să rămână în analele istoriei. Da. Mă, eu nu. N-aș... Tu? Cred... vorbești de parcă... Ba... Cred că... Gândește-te că ți se oferă șansa. Nici n-ai nevoie de antrenament și chestii de asta. Dar oricum că oricum, da, dacă te trimite, știi, cu un singur drum, bă, ce mai trebuie să-l ținem în viață? Dar oricum mă întorc cu ocazie dacă e o urgență ceva. Da, găsești. Prind asteroidul de 4 și mă întorc, o iau pe Slatina și imediat ajung. Nu știu, poate m-aș duce în ideea în care aș avea feeling-ul ăla că pe pământ am ratat tot, că mereu a fost, totul a depins de mine și am ratat. Atunci, dacă și prin ai ratat, vrei să spui că ai avut niște rate? Da, da, am ratat mult. Am ratat prea mult și încă aș mai fi avut de ratat. Da. Nu știu, cred că e fan doar ideea de a te duce, dar când ajungi pe o planetă, într-un loc, de fapt, într-un deșert imens în care nici măcar nu poți să ieși fără costum, nu știu cât de fan mai e, te duci să muncești rău de tot acolo. Eu m-aș duce în ideea să mă relaxez acolo, dar gândești că te-ai ce să muncești grav. Și 9 luni faci pe bani. Da, chiar, dar uite, de ce trebuie să trimitem, bă, pe cei mai buni dintre oameni, cei mai vârfurile umanității, să le trimitem acolo în spațiu, ca fiind, știi, primul care nu știu ce. Bă, de ce? Uite, nu trimitem oamenii care efectiv nu au nimic de pierdut. Bă, nimic de pierdut, știi? Pentru că... Cum sunt aia în pușcărie pe viață, știi? Și da, li se propune, bă, omoară-l pe ăla, că și așa ce mai faci? Mai primești încă 2 pedepse pe viață? Un cent de om de ăla. N-are nimic de pierdut. Trimite-l, bă, pe Marte. Trimite-l pe Marte. Asta e. Și vezi ce se întâmplă. Te înveți cum să... Nu știu cum să facă chestii. Practic îi oferi libertatea. Prin neputința de a se întoarce înapoi. Da. Îi spui, bă, noi te trimitem acolo. Dacă vrei să te întorci pe pământ, ești liber să faci asta. Și crede-ne, chiar ne-am dorit să reușești asta din nimic. Ar fi o evoluție extraordinară pentru ei dacă tu reușești pe cuvânt. Uite, ți-am lăsat și o trusă de scule. De cine să aplice? Dacă îi faci un echipaj de asta, da? Clar, ai avea omul care nu are nimic de pierdut. Da. Mai trebuie să iei, că tot vorbim de daci, un unchi de ăsta bătrân care știe să repare o dacie. Da, de stăteau toată ziua, știi, prin stăteau, adică weekendul îl treceau sub dacie. Da. Și că făceau chestii de alea, întotdeauna îmi suflau într-un furtun. Da. Parcă trăgeau vinul, dar erau benzină și ai mai luat tot. Cred că i-a arătat motorului cum trebuie să facă. Da. Deci l-avem pe ăsta de n-are nimic de pierdut. Da. Da? Deținut ăsta, mă rog. Așa l-am avea pe ăsta, îl bătrân. Bine, de fapt, ar fi unchiul unui părinte de-al nostru, ca să fie chel, să fie. Da. Echipajul lui de cosmonaut va fi cu mânecă scurtă, clar. Și băgat în pantalonii de astronaut. Puțin aici ar scăpa, știi, un asture. Și căcatul ăla de sticlă, știi, de la o astronauție pe cap, ăla și l-ar decupa aici cu diamantul și să intre aer. Aerisie sau așa găurele de alea, știi? Lasă-mă, bă, drept, că transpir aici, mor cu ăsta pe cap. Deci avem 2 până acum, da? Da. Femei am trimite pe Marte. Trebuie o femeie. Trebuie, da. Da. Ar trebui că îmi dau duhul aici. Ar trebui o femeie, o femeie modestă. Care s-ar cupla cu deținutul, clar. Da. Cu sau fără voia ei. Nu, cu voia ei, cu voia ei. E criminal, nu e violator. Să facem o diferențiere aici. Hei. Dar o femeie, cred că aș lua tot dintr-o închisoare. Nu, aș pune femeie urâtă. Pe care o să se cheme Laica. Nu, fiat. Tot așa, care n-ar avea nimic de pierdut. Aș trimit-o de aia, o femeie de are acasă cel puțin o pisici. La modul ăla, știi? Și ca să o chinui, îi pune să aleagă o pisică care nu are cu ea. Alege una din ăștia 8. Da. Și știi că e nebună și nu poate să-și lase pisicile să sufere și e în stare să le omoare pe restul, știi? Doar ca să... Există oameni de genul ăla. Sunt, am văzut un caz cu tremurător. Asta ar fi o echipă de... Că pe aia, clar, nimeni n-ar vrea să o fută. Și direct. Ar trebui, stai să facem un paranteză, trebuie să ne limităm la 3 cuvinte urâte pe episod. Eu folosi una, tu folosi și două. Da, deci suntem 3. Da. Chiar dacă or să li se dea în zi mâncăruri de-alea, știi, specifice astronauților, cu chestii, paste și astea. Ăsta avea o sarmana ciorapă. Un cheșu clar și-a luat niște ziar, niște roșii. Cu salam. Salam tras la tigaie puțin, să nu se strice pe drum. Nu știu dacă toți oamenii sunt la fel. Dar eu am o problemă cu visele, în sensul în care am vise cu tremurători de tâmpite uneori. Unele episoade chiar cuprind aceste vise, însă de curând am avut un alt vis. Practic, bă, ăștia nu-s vise, mă, ăștia-s viziuni. În care ai apărut și tu, Alinuș Beluș, și se făcea că mergeam cu bacrizul. Deci eram în bacriz, lucru care nu se întâmplă. Tu nu faci asta. Eu nu fac asta. Și stăteam în picioare, aproape de ușă, ca să vă imaginați. În cașcarabetele alea micuțe așa de bacriz, noi stăteam în picioare lângă ușă. La un moment dat, din timp ce mergeam, tu îmi zici următoarea... Aia am și eu cu Dina. Da, păi zi, Alinuș Beluș. Alinuș Beluș. Îmi zici, bă... Stai că trebuie să nu folosesc cuvântul, că folosim deja 3. Am babardit-o azi noapte pe X de 7 ori. La care eu... De 7 ori într-o noapte, mă? Uimit așa puțin. Zici tu, da, mă, de 7 ori, ce-ai? Nu știu cum poți. Tu plin de mândrie. 7 ori, mă? Ceea ce, dacă stau să mă gândesc, nu e o mândrie. Totuși 7 ori. Ai încercat mult să ții mult. Ai încercat mult să ții mult. Așa. Nu erau partide de sex, erau sughițuri. Sughițuri. După care trecem peste acest moment, eu întorcându-mă în tăcerea mea de 7 ori și ăsta în mândria lui de 7 ori. Și oprește bacrizul pe dreapta să urce controlor. Controlor în bacriz. Eu dacă nu circul, nu știu. Că știu că aia e taxatoare, îți dă bilet, nu mai văd rostul controlului. În fine. A fost o perioadă nefastă acum câțiva ani. N-aveam bilet. Că vine controlul, bună ziua, biletul să mi-l prezentați. Păi să vedeți că n-avem. Că... Bine, bine. Eu aveam? Nu. Nu. Doamne, prost. Nu, n-aveai. Am fost amândoi și lângă ușă. N-avem bilete. Controlorul tot așa încearcă să discute cu noi. Nu mi-aduc aminte ce am schimbat 2-3 vorbe, dar ideea e că am coborât cu controlorul, că așa se face, și zic că bine, haideți, ce să mai dați în amendă și să ne vedem de drum. A, nu? nu vă dăm amendă, vă retragem licența de la facultate. Păi cum să ne retrageți licența de la facultate? Da, da, așa e. Și ți se părea normal, tu tăceai ca prostul. Luați-o pe băiat să ne retragă licența. Da. Păi și cum să ne retragi? Da, domne, luați facultate de la început, nicio problemă, dar vă retragem, nu circulați fără bilet, așa este procedura. Și aș vrea să-mi explice un psiholog, cineva, dacă se uită la noi, să-mi explice care este legătura între babardeala de 7 ori pe noapte cu X, mersul cu Bacriz fără bilet unde e taxatoare care ți-ar da bilet în mod normal, venirea controlului pe Bacriz, coborârea noastră de bunăvoie și nesiliți de nimeni, ci de faptul că n-aveam bilet doar, și faptul că nu ne dă amendă, ci se ne trage licența de la facultate, noi fiind băieți licențiați cu studii superioare. Expliche.